Valul de căldură care a cuprins întreg teritoriul țării i-a pus la grea încercare pe oamenii ieșiți din case la orele amiezii. E greu. Greu, mă ales la țară. Тяжело, конечно, что делать. Так же. Мороженое, воды попилать. Практически ничего не надо одевать, потому что жарко. Надо пить воду чаще. Есть мороженое по возможности дешевое. Очень тяжело дышать. Не знаю, говорят, что будет дожди. Дай бог. А то земля уже все сухая. Medicii nu recomandă să îmbrăcăm haine închise la culoare pentru că acestea atrag razele solare, iar temperatura corpului se poate încălzi cu până la 3 grade. Pentru a scăpa de razele năucitoare ale soarelui, cel mai bine este să fim îmbrăcați în ceva larg și în nuanțe pastelate, de dorit ca acestea să fie din fibre naturale pentru ca pielea să poată respira. Ca să scape de zăpușeala din oraș, oamenii s-au refugiat la piscinele din împrejurime. Ne răcorim când și cum, când cu apă, când suntem mai mulți și câte un suc. Замечательно, нам очень нравится. Да, здесь отлично можно отдохнуть с детками. Piscinele nu duc lipsă de oameni, chiar dacă este o zi de muncă. Așa că voi profita și eu de această posibilitate și voi face o baie chiar acum. Iar cine dorește, poate să mi se alăture. Foarte bine, apa este udă, ca totdeauna. Codul galben de caniculă este valabil și mâine. Temperaturile vor ajunge la 34 de grade Celsius la umbră. Vremea se mai răcorește de joi, când sunt prognozate ploi.